Hitler, acest fenomen de voință excepțională care a lăsat o amprentă atât de întunecată asupra omenirii, astăzi este adus în scenă de Dumitru Acriș, unicul actor care a intrat în pielea dictatorului și a reușit să aducă partea vulnerabilă a tiranului. Împreună cu regizorul armean Suren Shaverdian, Acriș a realizat spectacolul Hitler in Love. În 2006 l-am întâlnit în Egipt, la un alt festival de teatru, la fel, cu același regizor, Suren Shaverdian. După care, în 2008, la Târgoviște, deja puneam bazele unui one-man show. Hitler in Love este un spectacol ce pornește de la textul original al lui Dumitru Acriș. Abordarea nu este una politică, ci una care prezintă o altă față a lui Hitler, cea necunoscută maselor. Acțiunea se petrece în ultimile zile din viața dictatorului, în bunkerul în care acesta este închis. Sunt prezente aspecte ale vieții sale intime. Sunt foarte multe materiale dosite, ascunse undeva prin arhiv, unde masele, lumea, nu are acces. Cumva, deci, am intrat în posesia acelor documente, acelor informații și majoritatea textului, 90%, îi aparține lui Hitler. Există un subiect, există o parte, o latură a vieții lui, care mă interesa foarte mult și lumea nu prea știa de viața intimă. Deci, cred că nu merită în 10. Prin voință, muncă și perseverență, actorul basarabean a reușit să ajungă la rezultatul dorit, devenind mult mai realist și mai sigur grație acestui rol. Da, cineva îmi spunea, la un moment dat când lucram la spectacol, îmi spunea: băi, omule, tu îți dai seama ce faci, că practic îl îndreptățești pe Hitler, e vorba de moartea milioane de oameni. Undeva simți chestia asta atunci când te apuci de lucru, mai ales montarea. Da, stăteam cu Biblia alături, seara de seara. Un material foarte complicat, e un rol foarte complicat. Nu mai vorbesc de Hitler să-l caracterizez. Noi nu putem să jucăm un rol atâta timp cât nu-l motivezi. Și el, știi cum zic, pozitiv, negativ. Până nu-l motivezi, de la A la Z nu-l poți juca. Și atunci trebuie să-l iubești la nebunie ca să-l poți juca. Indiferent de toate acțiunile care le-au făcut. Timp de un an, Dumitru Acriș a dus faima spectacolului în 9 țări ale lumii, însă Moldova nu se numără printre acestea. Potrivit lui Acriș, motivul ar fi situația politică din țară. Nu știu dacă o să-l joc. Eu am revenit, țin minte, pentru că am luat credite din 4 bănci și nu știau băncile între ele, după care au aflat. Veneam lunar să-mi achit creditele, în paralel jucam peste cotare. La un moment dat, deci, în prag de premieră, mai trebuiau vreo 5 zile ca să iasă premiera și îmi trebuiau bani pentru afișe. După care nu mai zic ce bancă mi-a refuzat să mai dea credit, pentru că au aflat între ele. Și îmi trebuiau vreo 500 de afișe. Și atunci, aflând câțiva lideri politici de aici despre acest proiect, că oricum urma să apară premiera în România și la noi, mi-au refuzat, adică mi-au pus o serie de condiții. Și atunci trageau de mine și guvernarea și opoziția, mai ales că era an electoral. Da, îți spun într-un singur cuvânt, la Chișinău, dar nu mai, în țară cred că e nevoie acum de un Hitler. E nevoie. Haosul nu duce la bine. Dar oamenii care creează haos cred că nu țin de Dumnezeu. Părerea mea.